În urma protestelor angajaților de la finanțe publice, ieri a avut loc întâlnirea reprezentanților sindicatelor membre ale Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe cu ministrul finanțelor publice Viorel Ștefan și președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală Bogdan Nicolae Stan. Conform sindicaliștilor, având în vedere că legea se află în dezbatere la Parlament, Ministerul Finanțelor Publice alături de sindicate vor susține repoziționarea salarizării angajaților ANAF în anexele la legea salarizării, astfel încât să se asigure evitarea scăderii salariilor pentru 30% din cei 27.000 de angajați ai ANAF, în condițiile în care activitatea fiscului este una de importanță strategică pentru economia României.